Bună dimineața! Ce? Nu știu de ce fuge de tine, dar spunem despre ce ne povestești astăzi. Bună dimineața! Bun. Uh, despre abonamente. Da, abonamente. Dar la ce? cu beneficii. Uh, în ideea în care fiecare magazin de aplicații de pe iOS și de pe Android vine cu un abonament pe care putem să-l plătim, o sumă modică, lunară, și cu acces la sute de aplicații și jocuri care nu Mar mai fi au reclamă. 15 lei pe lună. Așa. Dar nu mai e jocuri pentru care trebuie să vezi reclame sau uh, aplicații la fel care afișează foarte multe reclame sau care cer bani extra pentru diverse funcționalități în joc. Adică sunt uh, titluri și aplicații care pot fi folosite din prima așa cum ar trebui să funcționeze. Uh, și o să încep cu, uh, cu uh, Android. Uh, și mai exact în magazinul de aplicații Google Play Store. Uh, dacă dați o căutare în partea de sus cu uh, Play Pass o să ajungeți la opțiunea de abonament. Și odată ce aveți acest abonament care, cum spuneam, costă 15 lei pe lună sau 90 de lei totanul. vedem toată galeria de aplicații la care avem acces uh, imediat, cum spuneam, fără reclame și fără să plătim alte lucruri în joc, nu știu, să ne ceară bani pe, uh, pe praf de stele ca în Candy Crush sau uh, în alte uh, jocuri, ci pur și simplu uh, da? Doar descărcăm ceea ce ne interesează, și putem să jucăm uh, fără reclame. Iar în, um, printre jocurile de aici sunt și câteva foarte interesante și foarte bune, precum Stardew Valley uh, sau Down in Bermuda, uh, Raging Bites. Uh, chiar sunt jocuri care sunt foarte bine cotate și au foarte multe uh, recenzii bune de la utilizatori sau cei care uh, le-au jucat, dar sunt și aplicații. Um, aplicații de productivitate, aplicații de editat fotografii sau aplicații de editat video care la fel funcționează foarte bine și uh, da pentru editarea unui videoclip de exemplu nu o să apară numele aplicației um, peste videoul exportat și au și categorie specială pentru uh, cei mici cu foarte multe jocuri la care putem să le dăm acces fără să vadă reclame. Da, uh, Avem Lego, uh, Duplo, Disney, avem jocuri cu camioane, um, Happy Daycare, Train Builder, sunt foarte multe jocuri care iată, au 4,4 stele și așa mai departe. Uh, și uh, e important că dacă există un family link creat, o legătură cu mai multe conturi uh, în familie, până la 5 utilizatori pot beneficia de acest abonament, cum spuneam, cu 15 de pe lună, însă nu este um, nu este singurul abonament de acest gen. Și utilizatorii de iOS au acces la Apple Arcade, care include doar jocuri. Uh, sunt mai bine de 200 de jocuri, iar abonamentul este cu 10 lei mai scump uh, pe lună. Poate fi plătit și el uh, pe an pentru o reducere uh, mai bună. Și sunt câteva uh, jocuri foarte interesante, și aici de Scrabble, uh, jocul acesta din. Uh, din stânga mea cu Sasquatch, um, City Skyline am văzut cu mașini, uh, inclusiv start de o să vină curând aici în, în Apple Arcade. La fel există o categorie dedicată în magazinul de aplicații. Și pentru PC există această modă și de curând a ajuns în România, n-am apucat să vorbesc despre asta, Xbox Game Pass. Este un abonament de vreo 64 de lei pe lună, 70 de lei pe lună, undeva pe acolo și este disponibil atât pentru PC cât și pentru consolele de la Microsoft Xbox și acest abonament oferă acces la sute de jocuri și multe dintre ele destul de cunoscute sau um, care de altfel, cumpărate separat, ar costa câteva sute de lei, inclusiv Microsoft Flight Simulator sau Forza Horizon 5, uh, jocuri din colecția Electronic Arts uh, și care pot fi descărcate și jucate atât cât vrem, apoi putem să trecem la un alt, uh, la un alt uh, joc. Um, și uh, multe dintre ele, cum spuneam, sunt, uh, sunt destul de uh, interesante și uh, merită jucate. Sunt și jocuri vechi, clasice, uh, de acum 10, 15, uh, 20 de ani printre ele. Bun, uh, PlayStation a intrat, uh, Sony au, au intrat și în această horă cu abonamentele, uh, doar că de la PlayStation Plus au mai creat încă uh, două uh, pachete care costă... Uh, ceva mai mult, dar printre jocurile oferite sunt, sunt câteva sute interesante, inclusiv Assassin's Creed și jocurile Sony clasice sau de la Ubisoft. Și evident și Nintendo Switch pentru cei care au această consolă pot plăti un abonament de câțiva dolari pe an pentru acces la jocurile Nintendo din anii 80-90. Super Mario, Dr. Mario și așa, așa mai departe. Mai multe informații găsiți și pe știrile protv.ro în secțiunea I like IT. Ne revedem un pic mai târziu. Numai bine!